Salutare, prieteni, aici la Victory MVP Time, unde avem invitat un jucător care a jucat în Liga Campionilor, a jucat, ca să numesc numai fundașii, împotriva lui Roberto Carlos sau Cannavaro, a marcat chiar și împotriva lui Iker Casillas. Îl avem invitat astăzi la Victory MVP Time pe Vali Badea. Salut, Vali, mulțumim frumos că ai venit. Mulțumesc de invitație. Vali, faci niște lucruri extraordinare și faci lucruri extraordinare pentru ce e mai important în fotbal. Crești fotbaliști și pentru că cel mai important este prezentul. Spune-ne câteva lucruri despre proiectul tău pe care l-ai la Alexandria, din zona de unde fac și eu parte. Da. Așa este. Din 2015 am o școală de fotbal. Am început pe un teren sintetic pe care îl închiriam la primărie. După care am început să iau câte un teren într-o localitate învecinată a Alexandriei. M-am dezvoltat, am două terenuri, am peste 300 de copii în momentul de față. 300 de copii? Da. Și am un proiect unde am reușit să concesionez un teren de 23.000 de metri pătrați de la primărie. Foarte generos. Da, este un proiect mare de tot pentru, cred că și la nivel de țară, la unde am aproape 17.000 de metri pătrați numai de suprafață de joc. Dar ai nevoie și de ajutor în proiectul ăsta. Da, asta așa este. Momentan mă axez foarte mult pe fondurile europene să pot termina, să pot face acest proiect. Prin aceste fonduri nu am cum să reușesc să-l fac singur. Da, asta încerc și am avut discuții cu mai multe persoane, reprezentanți ai unor firme, dacă sunt dispus să asocieze, să devină sponsori pentru acest proiect. Uite, e bine de știut, prin podcastul nostru poate că va ajunge și la urechile decidenților, la unor companii Eu sunt decis și hotărât să mă asociez cu oricine, în orice condiții. Nici chiar în orice condiții, să fie benefice pentru pentru acest proiect, în primul rând. Să mai spunem că tu faci lucruri extraordinare acolo, nu doar faci și pentru copiii care au sindromul Down, am văzut că faci lucruri extraordinare. Am citit în... Da, așa este. De 4 sau 5 luni de zile am început fac antrenamente săptămânal cu acești copii, adulți copii, că sunt și alți, sunt și adulți, sunt și mai mari ca mine, dar este un lucru și mă felicit pentru că am făcut acest lucru, pentru că îi văd cât de fericiți sunt, cât de dornici sunt să vină la antrenamente, că uneori mai întârzi, vin cu 10 minute mai devreme, ei sunt acolo cu jumătate de oră, sunt dornici să înceapă antrenamentul. Sunt oameni și copii cu nevoi speciale și tu le oferi posibilitatea da, asta. Da, exact așa le... În zona aceea, nu? Da, în Telorman, da, nu cred că mai este cineva. Bine, am încercat, am vrut să fac și cu copiii cu autism, dar din discuțiile pe care le-am avut cu anumiți oameni care au copii în cu această problemă, au zis că nu ne putem înțelege. E extraordinar ceea ce faci până în momentul așa de față. Este. Acum vorbeam de prezent, să ne întoarcem și la trecut, ca să zic așa. Cum ai ajuns la fotbal, Vali Badea? Din curtea școlii m-au luat niște prieteni la Unirea Alexandria, țin minte, la Neasan Dolaru, dumneavoastră să-l ierte, care mi-a fost primul antrenor. Cum ai împăcat școala cu fotbalul? Că zici că te-au luat din curtea școlii. Ai avut probleme? Da, lipseam foarte mult de la ore, în special când eram la liceu, pentru că aveam antrenamentele cam în același timp, profesorii, unii mă înțelegeau, alții nu mă înțelegeau, dar după ce am ajuns să joc la Liga 1, toată lumea ieșea, ți-am zis că o să reușești, da. Ai mers direct pe postul care te-a consacrat sau ai mai trecut și pe alte? Nu, țin minte că jucam și mijlocaș. Am început ca mijlocaș central prima dată, dar făcând pasul destul de repede la senior, la 14 ani jucam la Liga 4-a, eram prea firav pentru duelurile de la mijlocul terenului. Și așa am trecut în față, m-am învățat și postul care
am reușit să ajung, am jucat numai atacant. Numai atacant. Cine te-a susținut mai mult la fotbal dintre părinți sau, poate ai avut o rudă mai apropiată? Nu m-a susținut nimeni. Au fost de acord cu mine pentru că mă vedea, eram disperat. Chiar dacă nu eram la antrenament cu clubul, eram în curtea școlii. Da, tatăl meu a jucat fotbal și el în tinerețe, a văzut ceva în mine, că și-mi doresc, că și... Dar cu toate astea nu te-a susținut foarte tare? Mai mult tu ți-ai dorit. M-a susținut pentru că m-a lăsat să fac ce vreau. Uh-huh. Da? Din punct de vedere financiar, n-avea cum să mă susțină, pentru că, v-am zis, la 14 ani câștigam aproape cât ei. Deci ai fost venit bun în casă, încă exact, de mic. Exact. S-a pus cumva problema să alegi între școală și fotbal? Nu s-a pus problema. Eu la 14 ani jucam la senior, la 16 ani jucam la Liga a 3-a și după care am plecat la Petroșani. Deci tu ai ajuns și te-ai format la Rulmentul Alexandria. Da, Unirea Alexandria era atunci. Uh-huh. A mai ajuns cineva așa sus din generația ta, cu excepția mea? Că... Da, sunt păi, colegi care sunt din Alexandria. Mai e Sorin cu un an mai mare ca mine, el a plecat de la 12 ani din Alexandria. Sorin Paraschiv, da. Alin Toșca, care a plecat la fel de mic. Ionuț Voicu, la fel, a plecat 12-13 ani la Bușteni, era școala lui domnul Gavrile, dacă nu mă înșel. Cine a mai jucat la Liga I? Frații Balauru, cam ăștia suntem. Cine a pus ochii pe tine prima dată ca și antrenor? S-a auzit, da, i-a spus cineva, pentru că eu în Liga 3, în ultimul an, am avut un retur de campionat extraordinar, în care am marcat vreo 17 goluri. Uh-huh. Și tot un coleg de brează de-al tău, Gusti Roman, da? Ziarist din Portar. Alexandria, da, a fost fotbalist și el. Tot la Alexandria. Da. L-a sunat pe Nanelu, pe Zdrobiș, și i-a spus de mine și m-a sunat, urcă-te în tren, vino la Petroșani. Deci Zdrobiș, omul care l-a descoperit pe Cristi Chivu, a fost esențial. Pentru mine antrenorul cel mai important, care îl consider ca și un tată pentru mine. Știm cu toții, din ce am citit, că era o personalitate puternică. Cum era ca antrenor? Era un om care mă certa foarte mult, mă bătea, dar cel mai important lucru pentru mine era că în ziua când era meciul, eram în teren. Te bătea și foarte des? Mă bătea și că făceam lucruri bune și că făceam lucruri rele, tot timpul mă țineam priză. Ai zis la un moment dat de Liga I. Mai aduci aminte care a fost debutul tău în divizia, în Liga I? Normal, cu... La Bistrița am debutat. Mai la Bistrița, știi? Da. Mai știi detalii despre meci, scorul? 1-1, țin minte, și am dat și gol atunci. Deci ai marcat și atunci. Da. Zi-mi și mie din perioada Vazdui, o poveste așa mai interesantă pe care trebuie să o povestim oamenilor care ne urmăresc. La Vazdui am stat 4 ani de zile și... Nu știu, cel mai frumos lucru a fost atunci când am reușit să promovăm în Liga I. Țin minte, Sorin Frunză fusese cu 6 luni de zile înainte, jucase la Craiova. A fost dat împrumut acolo. Și când s-a întors, mi-a zis, băi, deci dacă reușim să promovăm acolo, o să ajungi mare fotbalist, pentru că e mult mai ușor la Liga I decât la Liga II. Cum te-ai înțeles cu domnul Porumboiu? Am avut momente și momente, că este o fire care s-aprinde foarte repede, dar la fel de repede îi trece. Dar te-ai înțeles bine. Da, am avut multe lucruri bune cu dânsul, pentru că a băgat foarte mulți bani acolo. Cu toate, când am plecat la Steaua, a ieșit în presă și a vorbit, eu nu am pus la suflet și chiar nu-i por rău. Pentru că știi că un om care a avut și părți bune. Da, m-a ajutat enorm. Am stat 4 ani la Vaslui, am fost plătit,
chiar dacă n-aveam eu salariu cum aveau ceilalți jucători care, pe care i-a adusese în Liga 1 și în Liga 2, că veniseră jucători cu nume atunci. Da, a fost o rampă de lansare pentru tine. Da, da. Păi dacă tu te-ai înțeles așa bine cu el, de ce nu-l contactezi să mai investească în fotbal? Uite, să te ajute la academia pe care păi, o ai în Alexandria. Cred că i s-a luat și lui. Cred că i s-a luat din câte ce i s-a întâmplat. A renunțat la echipa de suflet, dar să vină să investească în cealaltă parte a țării. Da, ar fi bună o discuție totuși da. cu domnul Porumboiu. Ții minte o chestie, apropo de domnul Porumboiu, am avut meci, eram în Liga a doua, am avut meci acasă cu Ceahlăul Piatra Neamț, am câștigat cu 1-0 și m-a acuzat de blat. Da. Da, nu s-a dezis, a rămas același da, personaj da, da, exact. Interesant. M-am uitat așa pe o statistică și am văzut că ai marcat în primul sezon de divizia, când erai la Vaslui, împotriva tuturor granzilor, Rapid, Steaua și Dinamo. Câți ani aveai tu atunci? Și FC Național și toate Național. În București aici. Și toate în București. Câți da. Ani aveai atunci? 23? 22. Sau? 22. 22, da. Și ai ajuns la Steaua, nu? Da. Ai mai avut oferte? Alte oferte? Aveam posibilitatea să plec cu Nea Mircea. Nu se știa cu Nea Mircea. De asta te întreb, că l-ai avut da. Antrenor pe domnul Mircea. Am avut aveam discuții cu dânsul și îmi spunea, o să mergi cu mine la Rapid. Dacă merg la Rapid, te iau cu mine la Rapid. Dacă merg la Dinamo, te iau cu mine la Dinamo. Dinamo n-a dat niciun semn atunci? N-a fost nicio discuție? Eu vorbisem cu Nea Mircea să termine campionatul, după care luăm decizia, îmi spuneți unde mergeți, unde vreți să semnați și merg cu dumneavoastră. A, deci ai fost destul de loial, ca să zic. Lui. Da, pentru că am avut multe de învățat, a avut încredere în mine, nu m-am certat cu niciun antrenor niciodată, n-am fost un tip conflictual. Apropo de Steaua, mai știi la Steaua cui ai marcat prima dată gol? Vaslui. Tot Vasluiul. Da. Cumva te-ai întors. Exact, după ce... da. Și am luat și cartonaș roșu. Ai luat și cartonaș roșu. L-ai făcut pe toate în meciul ăla. Da, 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 exact. Cum a fost perioada Steaua? E cea mai frumoasă. Cel puțin în primul an, unde am avut și cele mai mari rezultate, ca și individual, din punctul meu de vedere. Am fost golgheterul Stelei, am dat 18 goluri în toate competițiile, am jucat în Champions League, am fost selectat la un trial al echipei naționale. Când era Victor Pițurcă. Da, 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 domnul Pițurcă era atunci. O să ajungem și la echipa națională, dar cu domnul Gigi Becali, cum te-ai înțeles? Extraordinar de bine. N-am avut niciodată nicio problemă să mă certe, o singură dată țin minte că m-a sunat pe la 1 noaptea, și mi-a spus că auzi că ies, că umblu și am spus că 40 de minute din cât am vorbit cu el la telefon atunci, i-am spus, domnule, eu nu ies din casă după ora 9, n-am ieșit numai doar când am ieșit cu club, cu echipa, cu colegii, în rest nu ieșeam, nu, de-aia nici nu s-a auzit vreodată ceva de mine că pun presa mondenă. Deci tu ai avut o relație extraordinară da. Cu patrolul. Da, da, da. E adevărată povestea aceea înaintea meciului cu Standard, că el a prezis că vei marca, că ți-a zis ceva în sensul da, ăsta? Da, eram... Eu înainte de meciuri nu puteam să dorm. Nici seara înainte de meci... Ai fost mai emotiv, așa? Da, foarte. Nici seara înainte de meci, nici în ziua meciului. Că mă trezeam dimineața la 8, 7, jumate, 8 și umblam toată ziua prin stadion pe acolo. Și la un moment dat m-am dus prin vestiar să-mi fac ghetele, să-mi pregătesc. Și a venit dânsul în vestiar acolo. Ce faci? Vino cu ace. Astăzi dai gol. Adu-mi o gheată. Cu ce picior dai? Cu dreptul. Bun, dăm cu ace. Și a scos... Da, am scos un fir de păr din barba unui cel mai bătrân călugăr de la Muntele Athos și mi-a zis că astăzi dai gol. Deci firul de păr de la călugărul din Muntele Athos. Da, așa este. Deci este adevărat. Da, foarte interesant. Ai lucrat și cu Olăroiu. Cum a fost? Cu Olăroiu, da, este antrenorul care m-a învățat cel mai mult fotbal.
Și din punct de vedere tactic, cum să stau, cum m-a învățat enorm de mult. Dar nu numai la fotbal, așa, și despre relații așa umane dintre tine și el, cum a fost? N-am avut o relație să sun, să stau de vorbă, mă rog, era genul extra de antrenor, fotbal, dar mai era și copil atunci, da. Și puteam să mă merg eu să vorbesc cu Lăruiu în vestiar. Era... Nu, dar te susținea, era mai aplicat asupra ta sau ceva de genul. Da, mă încuraja, îmi dădea moral întotdeauna. Era exact ce aveai tu nevoie. Exact ce îmi trebuia. Combustibilul tău. Pe cine ai mai prins antrenor la Steaua? Pe Hagi, pe Lăcătuș? Foarte puțin am prins pe Hagi, pentru că am avut un accident atunci, un accidentul de mașină, și am avut o fisură la metatarsieni. L-am prins, cred că m-a antrenat cam 2-3 săptămâni așa, până cât am prins cu echipa. Și cum era Hagi ca antrenor? Așa, scurta perioadă pe care... Foarte profesionist. Cerea maxim de la jucători, da? Ne punea să lucrăm până învățam ce avem de făcut. Acum să revenim la vremurile noastre. Care atacant de la FCSB crezi tu că steam așa ca stil din cei pe care i-are acum? Cu mine? Da, ca stil, care seamănă cu tine. Nu văd niciunul. Băluță poate, dar nu are fizicul pe care îl am și eu, dar este un jucător cu o calitate pe care o aveam și o viteză. Ai 11 meciuri în grupele Champions League și 3 goluri, unul împotriva Realului, că așa am făcut și în descrierea, am amintit și în descrierea. Acum mai visăm la așa ceva? Cum crezi că putem face să... Din păcate, nu cred că o să mai avem șansa să vreo echipă românească să meargă în Champions League. Atunci, dacă nu mai avem va șansa... fi foarte greu și în Europa League. Dacă nu mai avem șansa, măcar spune-ne cum a fost pentru tine experiența asta. Ții minte când am jucat pe Bernabeu, la pauză când am intrat și m-am uitat așa, am dat un ocol cu privirea stadionului, afluiera meciul și nu mai știam unde să mă duc. Dar când am văzut atâta lume și români, dar și scris în marca, ții minte, mi-a spus nașul meu care locuia în Spania, mi-a zis că a doua zi în marca au scris că niciodată în istoria unei echipe din Spania n-au avut atât de mulți suporteri. Au fost peste 40.000 de români. Am impresia că au fost și niște știri atunci că s-au supărat că au vândut foarte multe bilete românilor. Da. România... Foarte mulți români stabiliți acolo și au făcut rost de bilete și... Și în afara stadionului, am plecat de la hotel până la stadion, era plin de lume care venea după noi. Da, e una dintre cele mai importante comunități din afară. Ai jucat împotriva lui Roberto Carlos, ai lucrat Cannavaro, Sergio Ramos, care era cel mai rău dintre ei? Așa, pe care l-ai simțit? Cel mai puternic adversar pentru mine a fost Cannavaro, dar și un profesionist. De fiecare dată când avea vreo intervenție mai dură, își cerea scuze, da, dar următoarea la fel făcea și cerea scuze continuu. Și cerea scuze de câte ori te lovea, dar asta nu însemna că te menaja. Exact. Realul atunci era în perioada galactică, erau jucători ca Ronaldo, Van Nistelrooy, erau... Robinho, Emerson, da. Beckham... Mamă, numai când pronunț numele. Da. Uite aici, avem și o imagine cu... Păi, cei împotriva cărora ai avut? Da, Fabio Cannavaro atunci a fost și campion, a luat Balon de Aur în anul ăla. Te-a impresionat vreunul strict în momentul ăla atunci? Așa din toți, nu vorbim doar de apărători. Ca și club, așa, țin minte, a venit înainte de meci Gică Craioveanu și a zis că e cea mai slabă de echipă a Realului din ultimii ani. Da, nu mergea foarte bine în campionat atunci, din ce mi-aduc aminte, și au marcat foarte repede, s-a terminat 4-1. Să revenim la ai noștri, ca să zic așa. La noi, pe cine vezi campioană în sezonul ăsta? Steaua, cred că o să fie și îmi doresc să fie. Și crezi că mai poate ajunge în grupele Ligii Campionilor? Nu cred, am spus că, ținând cont la ce
infrastructură avem noi în România, în afară de cluburile de Liga 1 și câteva academii, e greu să mai crească, să vină din urmă. Vorbim de atacanți, compania o să transfera zilele astea în China. Crezi că avea nevoie Steaua totuși de un astfel de jucător? Că tu... Da, pentru că de asta știu și eu foarte bine. Un jucător, când joci la Steaua, da, clubul tot, echipa tot timpul atacă. Da? Nu e ca și cum mai juca, cum jucam noi prin Champions League și aveam eu spații de, cu viteză, puteam să și-am avut acele reușite de... Excepție. Am urcat împotriva lui Dinamo Kiev sau lui Real Madrid sau mai bine împotriva lui Standard, când am avut spații de manevră, de ne-am calificat, da. Și trebuie și un jucător de tale, părerea mea, în campionat aici. După perioada Steaua, tu n-ai mai reușit să ajungi la aceeași formă. Ai așa vreo explicație ce s-a întâmplat? Au fost accidentările? Da. Da, am avut niște probleme. Am fost în depresie vreo 8 ani de zile. De atunci, până mi-am făcut clubul de fotbal, eu n-am mai... Abia acum ți-ai găsit încă o motivație. Până atunci, când mi-am făcut clubul, am reușit să termin și cu tratamente, cu probleme, cu gânduri, cu tot. Crezi că e nevoie, uite că îmi spui acum și ridici mingea la filo, crezi că e nevoie ca toate echipele astea din Liga 1, profesioniste măcar, să aibă un psiholog la echipă? Și la grupele de copii aș face așa ceva. Adică găsești esențial rolul unui astfel de profesionist. Da, știu după primele ședințe pe care le-am făcut, țin minte la Brașov, da, am fost total schimbat. Adică s-au schimbat lucrurile foarte bine. Exact. Uite avis celor care... Da, chiar... Care conduc... Și eu mai am copii în club, care sunt părinții plecați pe afară, să suferă, sunt triști. Chiar le-am recomandat să facă chestia asta, să lucreze cu... Pentru că beneficiile sunt imediate, exact. Și poți scăpa, uite, nu treceai printr-o perioadă atât de lungă. Dacă aș da timp înapoi, un singur lucru aș face. Să lucrez cu un psiholog. Ai fi apelat mai devreme direct. Cum a fost experiența ta la Craiova, de exemplu? Din păcate, după ce am plecat de la Steaua, da, au acumulat și cu probleme pe care v-am spus mai devreme, nu am reușit să mai mă adaptez. Și la Faro? Nu mi-e gând. Nimic. N-am mai avut... Păi nu știu dacă am mai dat... 5 goluri după aceea. În situații de astea... La Iași, la Craiova, la Brașov, în Emirate, n-am... În situații de astea, un rol important îl au și prietenii. Care a fost cu echipul elu care a fost cel mai bun prieten al tău? Păi, la Steaua am fost cu Bănel, sunt cu Bănel, Paraschiv, Neaga, Petre, Ghione, la Vaslui am rămas în relații cu Pânzaru, Prunză... Deci cu toți ați ieșit. Da, păi... Cu cine ai rămas în relații cele mai bune? Acum, care vorbesc aproape fiecare zi, cu Sorin Paraschiv. Cu Sorin Paraschiv, care e tot teleormănean de-al nostru. Da. Și culmea, noi am început să vorbim când ne-am cunoscut la Steaua, că înainte n-aveam nicio treabă unul cu altul. Cum te împaci cu foștii colegi care acum sunt la Steaua, iar alții sunt la FCSB? Că pe vremea ta, Steaua era Steaua. Vă mai tachinați, vă macină chestia asta? Nu, chiar nu. Eu respect pe Oprița, respect pe Ugăraru, e munca lor, e jobul lor până la urmă. Da? Acum să-i port eu dușmanie că merge la... sau să-l critic sau... Nu. Hai să revenim la lucruri mai relaxante. Arăți foarte bine fizic. Cum te menții în forma asta? Sunt foarte agitat. Cu antrenamentele, da, cu copiii și mai ales cu proiectul cu bază. Cum ți-am zis că revenim din nou, am reușit să-mi iau și autorizația de construcție. Mâine, dacă să reușesc să fac rost de finanțare sau ceva de genul, pot să mă apuc acolo. Și energia asta bună ți-o dau copiii de acolo, nu? Și copiii și ambiția
să reușesc cu proiectul ăsta pe care l-am. Deci pe tine nu te întreb ce am întrebat și pe alții, că nu cred că îți place bucătăria, că arăți destul de... Nu gătești, nu chestii de genul ăsta. Nu. Te menții, te mărții foarte, foarte bine. Care era activitatea preferată a voastră când erați în cantonament? Jucam remii. Remii e nelipsit la legea remii, generație. Da. Am avut aici și pe Helmut Ducatam și ne-a spus că tot remii era. Tot timpul. Și voi tot trebuie cu bani. Să ne... Da, să jucăm pe sume modice, nu foarte... Nu pierdea nimeni să foarte ajunge. Mult nu, sau câștiga cineva. Nu se simțea când pierdeai sau când câștigai. Spune-ne și nouă o întâmplare din cantonament mai altfel, dacă se poate. Una așa mai... Păi, mă, să că n-am, nu prea am avut. Nu? Ți-am zis, nu. Am fost un jucător care tot timpul cât a fost de muncă, da, am fost foarte serios. Apropo de seriozitate, ai jucat vreodată vreun meci la care știai că e blat sau la care știai că care este rezultatul? Nu. Niciodată? N-am știut niciodată. O singură dată după meci, țin minte la Alexandria, am avut la început... M-a băgat în minutul 80, am reușit să întorc scorul, să câștigăm și erau unii jucători mai în vârstă, erau supărați foarte pe mine. Foarte supărat, da. Nu? Atunci câte, dar nu erau, câte ani aveai atunci? 17 ani. Da, erai foarte... Da. Exact în anul... Și le-ai stricat combinația. Da. Dar nu știu, că nu era nici să mergem la promovare, nici să retrogradăm, nici echipa mea, nici echipa... Și nu erau nici... Cu probabil că au fost vreo ambiție da. Locală, cum nu se știu. Mai întâmplă. Poate era câștigă ăștia acasă și era în deplasare, ceva de genul ăsta, nu... Și ai pățit ceva după meciul ăla? Nu. Dar din culisele unui derby, nu știu, ai o amintire așa care te-a marcat? Poate să fie oricum, până la urmă. Cea mai tare amintire din culisele unui derby, nu știu, când ai jucat cu Dinamo, cu Rapid? Cu Rapid a fost la amintire... Da, când am Rapid am marcat și cu Vazluiu contra lor, am marcat și cu Steaua. Da? Acolo eu, cu stadionul acela, cum era înainte, micuț cu acustica, dar era, nu știu, nu eram în apele mele când jucam cu ei. Dar de fiecare dată, am marcat. Chiar și atunci cu bricheta. Nu erai în apele tale și marcai sau da, cum? Da. Nu făceam jocul cum trebuie, nu știu. Dar marcai. Am marcat, păi da. Cum poți să spui că nu făceai jocul contra? Reușeam, fiind atacant, venea o grămadă mingi la mine, normal că reușeam să... Dar ca și joc, nu mi-eșea niciodată. Da, e o atmosferă extraordinară pe Rapid de fiecare dată. Și am văzut că și acum își păstrează... Tu ai fost așa un jucător de combinație și viteză. Care a fost cel mai bun servant al tău? Jucătorul care te-a pasat cel mai bine, cum se zice? Dică... Primul loc, Boștină, Cristocea și Băner. Și Băner. Ei au fost, da. Acum ai spus că te ocupi de tineri, de copii. Te interesează sau te tentează vreodată să fii antrenor la nivel înalt? Nu. Nu, pentru că în România sunt majoritatea echipelor, 80-90%, sunt conduse, sunt cu bani finanțați de consilii județene sau de primării. Și sunt oameni care se ocupă de cluburi care n-au jucat fotbal. Bine, nu e neapărat nevoie să joci fotbal. Da, când poate vine și spune unul mie că, bă, n-ai învățat pe ăla cum să dea piciorul mingi, care el nu a dat decât în curtea școlii sau poate nici da, acolo. Da, poți avea și astfel de experiențe, da. Și mai bine prefer. Eu chiar mi-am terminat școala de antrenor în 2015. Puteam să iau și licența A. Eram atunci, țin minte, cu Lobonț, Dănciulescu, Bratu, mulți care am făcut școala atunci și am zis că mai bine renunț. Pentru de postul ăsta de atacant te întreb, crezi că e presiunea așa mult mai uriașă pe cei care nu știu, sunt atacanți într-o echipă? Crezi că de acolo vin și fluctuațiile multor atacanți? Pentru că e o presiune foarte mare. Nu doar atacantul, dacă atacantul poate să fie în cea mai bună formă, dacă ai 3-4 jucători
restul care nu sunt într-o formă și e greu să-ți aducă mingea acolo. Da, dar parcă uneori pretențiile sunt exagerate mai degrabă către cei care sunt în zona asta, de păi, postul ăsta. E de normal, atât. Ei sunt și cei mai bine plătiți jucători, cei mai mediatizați. Tu ai fost cel mai bine plătit, că erai atacant în raport cu ceilalți? Eu am fost mulțumit tot timpul. Crede-mă că la... am și eu 7, 8, 9 cluburi. Da, cluburi importante. Da, din țară și din străinătate, niciodată nu mi-a negociat salariul. M-am dus, am vorbit cât vrei să... atât. Păi atât a însemnat. Adică ei ți-au propus. Da, n-am m-am dus la niciun okay. club, nu m-am dus la niciun club să zic dăm 10.000 de euro pe lună. Dăm... Păi îți dau un exemplu, eu la Vaslui, în Liga 1 aveam 10.000 de dolari pe an. Și Claudiu Răducanu avea 20.000 pe lună, de euro. Și n-am fost odată să zic, dăm bani. Mai luam prime, am fost mulțumit cu ce am avut tot timpul. Te-ai bucurat de a juca fotbal înainte de toate? Asta e. Bine, puteai să treci bine, mersi și cu 10.000 de dolari. Era, da. Dar chiar nu atâta timp cât am făcut ce mi-a plăcut. La Național am vorbit la un moment dat că a fost un meci în care te-a convocat Victor Pițur, care și marcat. Da, 1-0 s-a terminat. 1-0 s-a terminat, da. A fost Naționala un vis pentru tine? Aveai și concurență foarte mare atunci, da, era Mutu, Marica, Niculae, erau... Niculescu, Maziliu erau atunci, care mergeau frecvent la echipa, echipa națională. Da. Convocați în mod constant. A fost un vis pentru tine? Crezi că puteai mai mult? Orice fotbalist și-ar fi dorit să ajungă la Național. Dar crezi că puteai mai mult? N-am fost încercat, nu știu ce să zic acum. Adică ei sunt de vină că nu ți-au dat ocazia. Nu sunt de vină. Da, a fost decizie. Și o respect. Ca la toți antrenori. Cum ți se pare actuala generație a Naționale? Mi-aș dori în oră să fac o figură frumoasă. Pentru că, da, am văzut acum în ultimele două luni, s-a scris și de România prin prisma lui Drăgușin și a lui Horațiu Moldovan. Da? Să mai afle lumea și de noi, să mai plece jucători pe bani mai mulți, da? Pentru că în afară de Steaua, nu știu cine a mai vândut jucători pe milioane de euro. Vei merge în Germania la campionatul european? Nu știu, vara eu sunt foarte prins cu turneile, cu copiii. Deci tu îți dedici toată viața copiilor. Tot timpul sunt la teren, în fiecare zi. Uite... Asta e un lucru extraordinar. Și noi aici avem o competiție foarte importantă. Cred că știi despre Victory Cup. E cea mai importantă competiție de mini-fotbal din România. Sunt undeva la 2000 de jucători. 2000 de jucători, 200 de echipe. Și știi, uite, dacă te uiți pe pereții acestei clădiri, o să regăsești mulți din foștii tăi colegi. Și care... am avut și eu invitație să merg din partea lui Petre, Marin, Sorin, să merg la ei la echipă. Și dar de ce? Nu am timp să merg, pentru că eu am programul în așa fel încât după amiază de la 3 până seara la 9:30 sunt la antrenamente. Mie mi se pare extraordinar că tu îți dedici toată energia acestui vis și chiar încă o dată, cine se uită la podcastul ăsta, mi-ar plăcea foarte tare să, cum să spun, măcar să meargă până la Alexandria să vadă ce lucruri extraordinare faci pentru tineri și pentru viitorul fotbalului românesc și poate într-o zi una din companiile astea importante care susțin sportul să te susțină și pe tine. Dacă nu erai la fotbal, ce crezi că făceai în viață? Nu știu ce să spun. Chiar nu m-am gândit vreodată ce aș fi putut să fac, sincer. Ei, slavă Domnului că ești, că asta este, că ai fost și că ești... Și că sunt în continuare, da. Și că ești în continuare. Te-aș mai întreba și lucruri de-astea relaxante. Ai vreun film preferat? Mai mă uit seara, da, după ce adorm copiii mei, mai mă uit pe Netflix, mi-a plăcut foarte mult, mai ales cât am stat în pandemie atunci, am stat numai acasă, mi-a plăcut foarte mult Vikingi. Și eu m-am uitat, da. La un moment dat te face să fii prea luptător filmul ăla, nu e bine să-l consumi în casă. Da, așa industriale. Dar cred că face bine la psihic așa. Să... Te motivează. Ai o familie extraordinară. Băiețelul tău joacă fotbal?
L-am luat și pe la... Ai și o fată mai mare. Da, fata are 12 ani și băiatul 4 ani a făcut în decembrie acum și de anul trecut, mic. Da, dar l-am luat, merge, ascultă. Aveți grupe și la 4 ani? De 5 ani, da, dar el ținând cont că e născut 28 decembrie, îl trecem la 2020 născut. Și eu, acum cea mai mare, cea mai mică grupă este, sunt copiii născuți în 2018. Dar iau și pe el acolo, mai merge pe liniile de la teren, pe semicerc. Și ai întrezărit deja o înclinație? Pe mine mă bucur că îi place. Da. Vine cu plăcere, înainte a venit o perioadă, n-a mai venit, căldor picioarele, dar pe mine, în primul rând, ca și toți copiii din club, eu mă bucur că vin, fac antrenament și fac mișcare. Păi, tu ești de la noi din zonă, eu am terenul de la Țigănești și de la Brânceni. Da. Păi seara la 7:30, la minus 6 grade, 4 grade, eu fac antrenament. Și am 40-50 de copii pe un teren, 40 de copii pe un teren. Asta e marele câștig. Da, pentru că am și copii, am copii din tot județul. Și copiii care sunt din afara Alexandriei învață dimineața. Ceilalți care sunt în Alexandrie învață după amiază. Și ca să iau pe toți la antrenamente... Tu te molezi pe programul lor. Exact, da. Am microbuzele care se duc, ia din zona Rușiorii, Orbeasca. Acum mi-am mai cumpărat unul și vedem ce rută îi fac. Doamne ajută să-ți iasă și să-ți îndeplinești visul. Mulțumesc. Și să apară fotbaliști din... Asta îmi doresc și eu, că chiar nu am mai fost de la... De la generațiile voastre exact, încoace, da, de la generațiile mai, noastre încoace, da, n-au mai fost. N-au mai avem deja oameni care au 40 puțin, și ceva. Foarte puțin sunt și pe la Liga 2. Din păcate, da. Da. Valinu, îți mulțumim foarte mult că ne-ai făcut onoarea să participi la mulțumesc de invitație. Podcastul nostru Victory MVP Time și mi-ar plăcea foarte tare să ne oferi și un autograf aici. Sigur. Alături de... Ce stă nici mai aici? Unde ți-e mai ușor... Poate chiar acolo, lângă Helmut Ducadam, Răzvan Raț sau Dănciulescu. Îți mulțumim frumos încă o dată pentru prezență. Doamne ajută să fim victorioși și sănătoși și să ne îndeplinim visele. Doamne ajută. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu.